Salutare, bine v-am găsit într-un nou video. În acest videoclip vreau să vorbesc despre antrenamentul tricepsului acasă fără echipament. În acest video nu am să vorbesc despre antrenament și exerciții cu gantere și altele, acela am să-l fac la sală și decide cine are gantere acasă, poate să iei exercițiile cele și să le fac acasă. Dar acesta e fără echipament care oricine poate să le facă, exercițiile acestea acasă, doar cu greutatea corpului și ceea ce are împrejur. Un pat și un scaun, mai mult nimic. Nu trebuie asta oricine are acasă. Pe scurt, de la nivel începător, da, până la mai avansat, începeți așa, faceți din genunchi toate exercițiile absolut. Eu am să le arăt, voi deja le alegeți în dependență de nivelul vostru fizic. Da? Ori începeți din începător din genunchi, puteți să faceți pe urmă din picioare, pe urmă cu picioarele la o înălțime oarecare, puteți un, mai apoi, cel mai avansat, cu un ghiozdan în spate, cu greutăți, deja din ce în ce mai greu, da? Vă ajustați după nivelul vostru. Nu puteți nimic de la genunchi, apoi din picioare, apoi cu picioarele la înălțimea unui scaun, apoi cu ghiozdan, da? Așa. În exercițiu cu tricepsul, noi trebuie să ținem coatele lângă corp întotdeauna. Coatele nu stau niciodată în părți, da? Când faceți flotările sau toate exercițiile care îți le arăt, la toate astea absolut se referă. Coatele nu duc prin părți, dar lângă corp. Pe lângă corp, întotdeauna merg pe lângă corp în spate. Pentru ca maximal să scoatem din exercițiu pieptul și maximal să accentuăm în toate exercițiile tricepsul să lucrez. El oricum e un exercițiu cât de cât de bază, pieptul el oricum o să lucreze. Dar noi ne stăruim accentul maximal să-l punem pe triceps. De aceea, lângă corp, pe lângă corp, în spate, nu pe părți pleacă coatele, da? Nu pe părți, doar în spate pleacă. Asta e important. Apoi, ca maximal să aprindeți tricepsul, da? Voi, în fază pozitivă, când vă împingeți, o faceți într-o secundă și exploziv, exploziv. Vă maximum de repede vă ridicați, dar în jos vă duceți în 2 secunde, da? Faza negativă. Asta e ce e mai important, anume această fază cel mai tare stimulează mușchii pentru creștere, asta în orice exercițiu, da? Deci 1, 2, 1, 1, 2, 1, adică maximal, da? În comparație cu pieptul, în triceps, deja trebuie să dezdoiesc de tot mâinile. Dacă în piept un pic se lăsa, aici trebuie de tot, pentru că punctul în care tricepsul maxim se include, da, și se încordează, adică maximal, e când de tot dezdoieți mâinile. Plus, la piept, greutatea e mai mare, aici e mai mică, pentru că e triceps, tricepsul e o grupă mică de mușchi, nu o să puteți ridica așa o greutate care să vă traumeze când îndreptați de tot și puneți, puneți pe încheietură, da? Greutatea, într-un fel, se primește că stăm pe încheietură când e de tot, nu e pe mușchi. Dar la triceps, că mușchiul maximal se încordează, trebuie de tot să dezdoieți mâinile cât puteți, da? Asta-i. Faceți numai decât încălzirea, pentru că să nu vă fracturați. Tricepsul e destul de ușor de traumat. Deci un pic de încălziri faceți pentru cot, pentru umeri, da? Pentru că e aici maxim să lucrați. În special faceți încălziri pentru cot. Pentru că să excludeți traumele. Noi nu vrem să ne traumăm, vrem maximal. De mult timp ne ocupăm cu sportul și să ne antrenăm sănătos. Da? Să începem cu primul exercițiu. Primul exercițiu e flotări cu mâinile apropiate. Da? Să ia mâinile apropiate, nu ca la antrenamentul pieptului, dar să iau aproape, da? Și sau din genunchi, sau cu picioarele, mai sus, sau rucsac, deja vă alegeți cum am vorbit singur. Și faceți, da? Cu mâinile lângă corp. Din toate unghiurile am zbărat și din față și din spate. Da? Aproape și mâinile pe lângă corp. Maximal cu tricepsul, spatele drept. Fără fund în sus, fără de acestea, nu se face nimic. Tehnica maximal de corectă. Apoi, mai este o fază cum puteți să accentuați încă mai tare tricepsul. Nu luați mâinile așa, dar mâinile în triunghi. Din triunghi așa se face.
așa va fi și mai greu pentru triceps. Este deja un nivel mai avansat. Puneți mâinile în triunghi și triunghiul acesta merește cu triunghiul la piept, cum se desface. Da? Și la fel pe lângă corp. Triunghiul acesta, el nimerește în triunghiul care se formează în piept aici. E ca acesta e punctul unde trebuiește să vă centrați. Nu mai sus, nu mai în jos, la buric și tot așa mai departe. Exact unde piept formează triunghiul acesta, aici se face. Dacă o să faci așa vreo câteva repetări, garantat tricepsul e mort. Apoi avem flotări, un exercițiu tot destul de greu. Sunt flotări din coate, de pe podea, sau pentru nivel începător, de pe perete, da? Acum și o să înțelegeți ce mă refer. De pe perete, e când vă puneți pe perete, de exemplu, da? Undeva mai sus, vă puneți și faceți din picioare, din picioare sau din ce în ce mai jos. Cu cât unghiul e mai jos, cu atât e mai greu. Dacă nu puteți de pe podea, faceți de pe perete, da? Și exercițiul în ce constă? Din coate anume se fac flotările. Nu complet. Dar ca asta e poziția. Din coate. Coatele pe podea, sus. Pe podea, sus. Exercițiul acesta e foarte greu. E la fel de greu ca și flotările din triunghi, dar chiar aș spune că e și mai greu ca flotările din triunghi. O să încercați și o să scrieți în comentarii, într-adevăr, care v-a părut cel mai greu. Dar acesta, într-adevăr, e destul de greu. Pentru început, de pe perete. La fel cum pe podea, doar că pe perete. Vă lipiți înainte, vă lipiți înainte. Totul e, nu-i tare complicat. Vă ajustați în dependență de condițiile voastre fizice. Următorul exercițiu e de pe pat sau de pe scaun, în dependență de chiar și condițiile fizice, mai greu sau mai ușor, e flotări inverse, da? Puteți faceți la fel în spate să duc coatele și lângă corp, da? Faceți doar din triceps. Jos, sus și la fel. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Dacă sunteți doar la început, puteți nivelul acesta să-l luați mai sus. Da, vă spetează discan sau ceva, scaunul numai decât să fie oprit în perete pentru că să nu pleceți sub voi și să vă rupeți mâinile sau ceva genul ăsta. Orice, când munciți stabil, undeva unde să nu poată fugi de sub voi. Da? Și luați cât mai sus. Dacă ajungeți deja mai jos, da, trebuie să fie amplituda maximală, da? Nu așa că vă atingeți cu fundul sau nu vă puteți duce de tot. De tot în jos, de tot în sus. Dacă sunteți mai avansat, deja puteți să ridicați picioarele mai sus, că să vă fie mai greu, pentru că deja o să aveți o parte din picior, o parte din picior o să fie inclusă în greutatea în care o să vă dați jos și o să fie mai greu cu cât picioarele sunt mai sus, că nu stau jos. Apoi, ultimul exercițiu e extensii de pe pat sau la fel de pe un scaun. Cu cât unghiul la fel e mai jos, cu atât e mai greu. E ceva de genul, cum e din coate flotările, numai că ăsta e mai aproape de extensii franțuzești. Da? O să înțelegeți că acum ați văzut exercițiu, vă pune și așa, exercițiu destul de greu, deja m-am obosit, le-am făcut pe toate, unul după altul și deja, adică fără odihnă și se duce o leacă puterea, dar trebuie să vă odihniți câte 60 secunde între seturi, clar lucru. Și îl faceți. Vă-i mai greu din genunchi. Hop. Până după cap. Și îți primești că-i extensiile ca franțuzești, care de obicei le faci cu fața în sus, numai că aici e exact, doar ești tu cu fața în jos. Și în loc de o greutate care o împingi deasupra capului,
tu ai greutatea ta. E aceeași poziție. Tu ești cu fața în jos, numai acolo e cu fața în sus. Dar noi cum nu suntem la sală, suntem acasă, nu avem greutăți, folosim greutatea corpului. Ni-e greu din genunchi, ni-e mai ușor nivel avansat din picioare, dacă încă mai avansat, rucsacul în spate, 5-10 kg și faceți. Nu în considerați că eu deja am transpirat, credeți-mă că e destul de efectiv. Eu n-am făcut multe repetări pentru că eu le fac toate una după alta fără odihnă și deja mă obosesc, că nu vreau să fac multe repetări, sunt timp pentru că eu la sală oricum mă antrenez. Dar, da, vă faceți un program anume din aceste exerciții și credeți-mă, tricepsul vostru o să explodeze. Și nu uitați că dacă vreți brații mari, antrenați tricepsul. Tricepsul din diametru mâinii e 2x3 și doar 1x3 e bicepsul. Deci, pentru brații mari, antrenăm tricepsul. Acesta a fost video despre antrenamentul tricepsului acasă. Sper că v-a plăcut. Dați un like, dați un share să mai afle lumea de aceste exerciții. Poate cineva vrea să antreneze acasă, ajutați la creșterea canalului. Și scrieți în comentariu care cel mai tare exercițiu v-a plăcut și ce vreți mai vedeți poate în continuare. Până data viitoare! Pa!